va fi imediat după această întâlnire pe Digisport 2. Minor Baia Mare, Corona Brașov, Buzău, Galați, Zalău, Slatina și Rapid Vâlcea. Iată echipa Brăile pentru această partidă. Medvedova și Aron la poartă, Ciuclaru, Șuțca, Craiul la pivot, Irina, Corban, Cristina, Gheorghe, Druțu, Șteriova, Epureanu, Țeții, Cârstea, Ichim, Berescu și Preda sunt jucătoare lui Florentin Preda pentru acest derby de Cupa României. Alexandru Weber are la dispoziție următoarea echipă, Tatalovi și Popovici la poartă, a Petrei, Ilea și Tomescu la pivot, Chirilă, Șerban, Fachinelo, Moldovan, Crap la 9 metri, Hoha și Araujo în extremă stângă, Costa și Da Silva pe extrema dreaptă. Cea mai surprinzătoare echipă din Liga Feminină, formația lui Alexandru Weber. Măgura Cizneie, locul 4 în Liga Feminină, 31 de puncte, Brăila locul 7, 23 de puncte. Aveți în imagine în dreapta și pe Florentin Pera, principalul de la Brăila. Încet, încet s-au reglat și lucrurile la Brăila și a dimers. A fost probleme pe început de sezon, poate și din acest motiv Brăila este abia pe locul 7 în ligă. A mai plecat o jucătoare celor de la Brăila, este vorba de portarul Elena Voicu, care a fost dată liberă de între comisiile federației pentru neplata contractului la o zi după ce a expirat limita pentru plata contractului. Au făcut acest lucru și brăilenii, dar Voicu n-a mai dorit să rămână la formație și fiind liberă, ea a fost ofertată de mai multe formații și are oferte chiar și de la Măgura Cizlădie, actual adversar a fostei sale echipe. De la Brăila lipsește în continuare Axinte, care a avut o problemă la genunchi, dar va reveni în 2 săptămâni. A fost curățată cea zonă genunchiului pe la ligamente și la cartilaj. De partea cealaltă, să nu uităm Suci, la Bisuci, care este însărcinată și va reveni sezonul viitor pentru Brăila. Partea cealaltă, la Cizneie, Bozovi și Pașca nu sunt pe foaie. Și Brăilene, așa cum s-au intitulat. Ei au fost prezenți și la mai multe partide ale Dunării în deplasare. Adam Moldovan, una dintre cele mai valoroase jucătoare din Liga Feminină, ajunsă și la 34 de ani. Fost jucătoare aici la Dunărea Brăila pentru foarte multe sezoane. Se scandează numele Elenei Voicu. Ată Brăila, spuneam, a mai pierdut o jucătoare foarte valoroasă și începe derbiul dintre Brăila și Cizneie în Cupa României. În centru, la coordonare, este Ilina pentru Brăila cu numărul 21, pe pivot Șuțca, în interdreapta cu numărul 10 Diana Druțu Munteanu, în stânga Șteriova, în extrema dreaptă este Preda, iar în stânga este Țeții.
Începe acțiunea tactică pentru Brăila, a plecat pivotul din zona 4 în zona 2 și gol înscris de Șteriova, sportiva din Macedonia, care s-a acomodat foarte bine aici la Brăila. În turul campionatului 21-14 pentru Măgura Cizlădie pe teren propriu, la pauză a fost 9-7, însă n-am mai putut să țină ritmul Brăila, s-a accidentat și Șteriova din prima repriză. Chirila, coordonare pentru Brăila, în stânga Adam, în stânga este Adam Moldovan, Chirila spunea coordonatoarea Cizlădiei, iar în dreapta Facinello. Acum la minge pentru AP3 Adam Moldovan. A vrut să angajeze pivotul, nu s-a dat nimic la această fază contraatac pentru Gazde și gol înscris de Țeții, Alina Țeții Vătu, fostă jucătoare și ea la Cizlădie, dar nu uitați și la Zalău când a fost golgheter în Liga Feminină. 2-0 pentru Gazde, un gol de pe pozițional, un gol pe contraatac. Moldovan, Chirilo așteaptă din stânga pe Araujo, un Facinello pe dreapta pentru Da Silva, faultată jucătoarea din Brazilia. Cartonaș galben pentru Șteriova. Atât momentul în care o mână chiar spre gâtul lui Da Costa. Două extreme din Brazilia pe dreapta la Cizlădie, Costa, numărul 88, și Da Silva, numărul 94. Adam Moldovan, schimbare de direcție, a pivotat cu adversar în spate și a fost faultată 9 metri. Adam Moldovan pasă pentru Chirilă, a strâns bine Preda, 9 metri. Are ca obiectiv Brăila calificarea în Final Four-ul Cupei României, la fel normal și Cizlădie își dorește să dubleze performanța din Liga Feminină. Preda fără gol, Cizlădie până acum. Șteriova, schimbare de direcție, pătrunde pe culoar și cu apărare semicerc, 7 metri pentru Gazde. Facinello și cunoaște greșeala, fosta jucătoare de la CSM care a plecat la Odense, Danemarca, și s-a întors în România. Țeții aruncă extraordinar sub bară și fructifică acest 7 metri. 3-0 pentru Brăila, care începe foarte bine. Chirilă pătrunde pe exterior, este faultată Medvedova, slovaca din poarta Brăilei, fostă la Mihailovice. Moldovan aruncă pe întors, dar pune piciorul Medvedova. Faza a doua pentru Brăila, a putut Șteriova să iasă în exterior. Acum Ilina Druțu și nu poate Preda să pătrundă, a fost faultată de Araujo. Trei extreme pe dreapta, trei pe stânga are Brăila, Ichim, Berescu și Preda, iar pe stânga Epureanu, Țeții și Cârstea. Ilina, Șteriova, Druțu pleacă în circulația cu Șusca, s-a făcut culoar repede, dar a aruncat peste poartă Șteriova. Inteligentă acțiunea gazelor, dar ineficientă aruncarea. Facinello pași în fault aici, a fost împinsă. După această partidă avem întâlnirea dintre Roman și Craiova, un alt meci tare din optimile Cupei României. Craiova calificată și ea în sferturile Cupei HF.
voi juca împotriva pei din Rusia, Lada Toliati. Chirilă. Moldovan blocată repede de Șteriova, 9 metri. România are două reprezentante în Cupa EHF, calificate din grupe. Zalăul a picat cu Castamonu din Turcia. Șanse mari pentru echipa lui Gheorghe Tadic să califice în semifinală, unde poate se da peste Craiova dacă aceasta va trece de Lada. Gol înscris de Preda de pe extremă. 4-0, da, și a venit timpul normal unui timeout cerut de Alexandru Weber. A fost primul timeout al partidei, pe începutul slab al Măgurii, care n-a reușit să fructifice. Nicio schimbare pe atacul oaspetelor. Costa pentru Moldovan, unde ajunge din nou în extremă, n-a putut să pătrundă brazilianca. Ada Moldovan aruncă cu archetul și prinde din cădere Medvedova. Și alunecă la această fază Irina. Mare plus pentru Brăila, aceste două jucătoare la 9 metri, Irina și Șteriova, care a fost de la începutul sezonului. Cu siguranță Brăila a fost mai sus în clasamentul ligii feminine. Extraordinar Diana Druțu Munteanu și a păcălit-o pe Tatalovici. 5-0 pentru Brăila, toate că a luat și timeout Măgura. Chirilă, Moldovan, Facchinello, Vinaraujo, Moldovan pentru Facchinello și primul gol pentru Măgura în minutul 8. 5-1. Are nevoie Măgura de o apărare mai bună, da, să scoată o minge măcar Tatalovici, dar să și fructifice colegele sale. Ada Moldovan aruncă cu precizie sub bară și două goluri legate Ciznădie. 5-2. Le cere Florentin Pera fie calpe jucătorile sale, care s-au pripit pe ultimele două faze ale Ciznădiei. Druțu, Ilina, Șteriova, din nou Druțu, schimb de locuri între centru și coordonator. N-au jucătoare de mână stângă pe teren brăilencele, dar au pe bancă pe Cristina Gheorghe, iarăși o greșeală pe pozițional și al treilea gol pentru Măgura, înscrie din nou Ada Moldovan. Pasă bună Tatalovici de contraatac, Araujo a împins mingea Ada Moldovan și aceasta a fructificat.
Ați văzut sala sporturilor din Brăila aproape plină pentru acest derby. Foarte iubită echipa de handball aici în oraș. Aruncă peste poartă Șteriova. Este a doua ratare pentru macedoneancă Fachinelo. A venit din extremă Araujo, s-a infiltrat pe semicerc, însă au strâns bine brăilencele. 9 metri Măgura Cisnădiei, care și-a mai revenit în această partidă, ce a fost condusă cu 5-0 de gazde. Un dialog între Șteriova și Florentin Pera la marginea terenului. Chirilă, Adam Moldovan. A urtat Chirilă după combinația cu Popa Petrei. Greșeală, mingea a fost trimisă spre piciorul lui Chirilă. Teriova pasă printre până la Druțu, în preda Ilina pentru Țeții, infiltrată pe semicerc, o paradă extraordinară, Tatalovici. Și mingea este pentru oaspete. Adam Moldovan accelează pentru a Petrei, minge în extremă și scoate cu brațul stâng Medvedova, o minge foarte importantă. Se putea apropia Măgura la un gol și normal s-a dus Brăila la 3 acum. De obicei, jocul greșeală așteaptă la acest nivel. 6-3 Brăila cu Cisnădie în Cupa României, meci din optimile competiției. Chirilă a încercat să pătrundă pe lângă Druțu. A fost blocată 9 metri. Cisnădie cu 10 victorii, un egal și 5 înfrângeri în această ediție de campionat. S-a dat mingea aici pentru Brăila. Brăila are 7 victorii, 2 egaluri și 7 înfrângeri. Liga Națională a încercat Druțu succesivă spre extremă. O pasă în spate aici la contraatac. Ce șansă a ratat Cisnădie în această fază. Primul atac pierdut de handbalistele lui Alexandru Weber. Bară aruncarea pivotului Șuțca. O zonă grea pentru ambaliste de mână dreaptă în acea poziție. Adam Moldovan n-a putut să frâneze din timp și a băgat umărul un adversar. Faultă în atac și pe contră. Gol înscris normal de Alina Țeții. 7-3. Iarăși o diferență mare pentru gazde. Ar mai condus cu 5-0 în acest meci. Mult mai calm ați văzut pe Alex Weber față de Florentin Pera. Un timp mai vulcanic la marginea terenului. Moldovan. Chirilă. Fază pentru Fachinelo. A fost o încrucișare falsă cu a Petrei. Crap și Sintea Tomescu l-ați văzut în spatele antrenorului Sibian, se pregătesc să intre. Pasă pe la spate inteligent și Araujo, da, învinge pe Medvedova.
aproape de jumătatea primei reprize. Brăila condus ostilitățile în această prima parte din runda 1. Ilina o așteaptă pe Druțu, s-a creat culoarul, n-am putut să accelereze. Diana Druțu a fost blocată defensivă de a Petrei. Crab și Facchinello fac apărare centrală pentru Ciznădie. Este și Ada Moldovan acolo care ține pivotul, aruncă, da. Pe schema a venit Șteriova, multe mii se fac pentru liderul stâng al Brăilei. A patrus inteligent Dionisie Facchinello. A scos un 7 metri, avertizată cu galben Alina Țeții Vătu. Cred pe aici să scoată Medvedova această aruncare justificată de tânăra Șerban, care nu are decât 18 ani. A învățat handbalul la Liceu cu Profil Sportiv din Sebeș. La Cățeții, al doilea pivot. Druțu, Ilina, blocată Diana Druțu Munteanu. Aruncă surprinzător pe lângă Daniela Crap, Irina, aruncare de la Șold și o învinge pe Tatalovici. 9-5 Brăila. Scoate și portarul Alex Weber, înlocuit Tatalovici, a intrat Popovici. Chirila, Facchinello, Ada Moldovan, aceeași linie de 9 metri a Petrei pe pivot. Șapte metri, a pivotat inteligent Oana Popa Petrei. O adversară era deja în semicerc, și ca să o blocheze, se întoarce faza cu 7 metri. Să vedem dacă va veni să execute tot Șerban. Tot este. Foarte tare sub bara a aruncat Șerban. Și a învins-o pe Bianca Aron, portar tânăr al Brăilei, după ce Voicu a fost legată jucătoare liberă. Gol de pe extremă, a marcat din nou Preda. Facchinello fără speranță pentru portarul Brăilei. 10-7, un gol rapid înscris de oaspete. Nu s-au mai chinuit la pozițională sibiencele. Șuțca, Druțu, Șteriova. Șicanată de către Cintia Tomescu, fostă jucătoare de la Brașov, care sperăm că își va reveni aici la Măgura Ciznădie, ce la Brașov a avut o perioadă nefastă în cariera sa. S-au lovit cele două jucătoare. Ilina,
Sportiva de la Cisnădie este Facchinello, lovită la frunte. Oh, s-au dat aici, da, cap în cap. Vedeți în stânga imagini, oh, ce tare. O Facchinello rău de tot. S-a așteptat la asemenea tampon. O jucătoare extrem de puternic oricum și Dionisie Facchinello, dar observatorul din București, domnul Vicea, ușor groghi, dar este Facchinello, are o contuzie, poate va reveni după pauză. Florentina Craiu, ați recunoscut-o pe pivot la Brăila cu numărul 8. Am locuit-o pe Șuțca. Craiu pentru Druțu. Teriova angajează pivotul din săritură, a aruncat Craiu, era prin semicerc a Petrei și normal 7 metri pentru gazde. S-au descurcat acceptabil cele două echipe la pozițional până acum. Gol înscris de Țeții. Rap pentru Chirilă, a trecut Adam Moldovan în dreapta după accentarea lui Facchinello. Chirilă, schimbarea de direcție împinsă ușor, Țeții a prins mingea, dar se duse fault la ultima pasă. Din nou poate Brăila să ducă la 5 goluri, cum a făcut-o și la început de meci, când au avut 5-0 față de Cisnădie și se întâmplă acest lucru. O Ghiulea în vinclu pentru Șteriova. Pentru 21, 5 goluri Brăila față de Măgura. Chirilă iarăși a făcut pași aici. Ușor timurată tânăra Chirilă. Se întoarce faza cu 7 metri, apar în semicerc pentru Costa. Aruncă din plonjon Țeții și fructifică. Vrea să revină pe teren și Facchinello. Pregătită să reintre. Doi pivoți pentru Cisnădie, încearcă acum Alex Weber din punct de vedere tactic a Petrei și Tomescu. Primește Tomescu, moldovan. Crap. Araujo nu are zonă să pătrundă. Angajarea pivotului între doi adversari, a Petrei este nemulțumită că nu s-a dat faul. Însă mingea greșită pentru Țeții.
Din nou Fachinelu, inter dreapta. Moldovan în centru, a Petrei precis să știa cu mingea în picior. Succesivă la extremă și scoate inteligent Medvedova. Încerca să dea cu efect spre exterior Araujo pe colțul scurt. Și rămâne 13-7 scorul pentru Brăila. În tur la pauză a fost 9-7 goluri puțin atunci. Iată că Brăila acum și-a depășit condiția care ne-a arătat-o la început de sezon. Pentru Ilina Șteriova, chemată la joc și Preda. Ilina Druțu aruncă din inter stânga și a venit golul din nou pentru gazde. Pasează foarte bine brăilencele la 9 metri și iată, a pus-o în valoare pe Diana Druțu Muntanu, care a mulțumit colegilor că le-a ieșit schema. 6 minute din prima repriză, 7 goluri pentru Brăila. Ce păcat pentru Ada Moldovan că n-a înscris după cea mai frumoasă acțiune a reprizei pentru ea. A slalomat printre adversare. Și o paradă fenomenală Popovici, mingea recuperată de Ilina. De departe, cea mai tehnică jucătoare de la Cisnădie, Ada Moldovan. Adevărată absența lui Gațăl. Druțu n-a mai avut cu cine să combine și a fost blocată. Ilina Șteriova. Încearcă pe zonă centrală brăilencele, n-au putut să angajeze pivotul, Craiu a primit mingea mult prea sus. Araujo, Crap, putea să dea pas în extremă, dar a venit Fachinelu să o ajute, o minge liftată și deviază foarte bine Medvedova. Ce frumos a aruncat la poartă din nou Șteriova. Nimeni nu a ieșit în întâmpinare și a pus și pașii pentru mai sigură că poate să fructifice. 8 goluri pentru Brăila. Iată, Cisnădie nu dă semne că își mai revine această repriză, cel puțin. Să vedem în a doua parte a jocului dacă poate să schimbe ceva din strategie. Fachinelu. Moldovan. Minge grea în extremă pentru Hoha. A fost schimbat Araujo în extremă. Aruncă tare de pe picioare Crap și o surprinde pe Medvedova.